Salutare tuturor și bine am găsit la un episod. Astăzi vreau să reacționez la niște accidente de pe BMNG filmate de un YouTuber cât de cât cunoscut, Spia Production sau ceva de genul. Da, Production, văd că e. Uitați-l aici, hai să ne uităm și noi la el. Dați și voi subscribe la canalul lui. Ok. Am aici niște mesaje, bam bam. Și vedeți că încă este activ. Și acum hai să-i dăm drumul la episod. Deci după cum am zis, astăzi vom reacționa la un clip de-a lui de acum 2 luni cu Realistic Rush hashtag 14 BMNG Drive. Să-i dăm drumul. Hai și cu zborul mai tare un pic. Îmi cer scuze. Ok, omul stă la semafor. Mamă. Ce s-au lovit proștii aia. Dar mai lovit și pe ăla cu audio. Asta ce că e surprinsă de camera. Ăla care mergea drept e de vină. Pentru că trecuse pe roșu. Uitați acum avea verde. Ok, mașina l-a lăsat cu varză. Audio-ul ăsta nu prea are mai nimic. Adică dacă te uita mai atent poate să vezi niște zgârieturi. Și mașina cealaltă, ia să vedem și pe ea. Nu mai ne arată. Dar uitați asta cu BMW-ul. Mergem. Totul bine, frumos până acum. Și vine la audio în spate. Ia, pe asta cu audio-ul mănâncă în cur. L-a dat să-l urmărească. Nu cred. S-a băgat prostul ăla în depășire. Mamă ce l-a ratat. Ia, iar se bagă. Și pune brusc în față frâna. Da. Asta a fost tare nesimțită. Asta a fost un om super nesimțit cu audio. Practic l-a depășit ca să-i pună frâna în față. Și s-a rămas fără număr. Bara făcută cam prea. Farul de pe dreapta nu prea mai e. Persoanele văd că sunt ok. Cred că o rezolvă e cu amiabilă. Da, că au făcut amiabilă până la urmă. Deci uitați cum s-a întâmplat. Da, ăla l-a depășit cu audio și a pus frână brusc în față. Dar știa cu BMW nu prea a fost atent, că dacă era atent, călca frâna. Frâna maxim. Și putea doar să-l atingă foarte un pic. Ia. Ce s-a întâmplat aici? Deci vine ăla pe verde frumos. Ăștia stau aici în parcare frumos. Sunt parcați și ei. Exact ca în București.
Dacă ar putea să ar parca și în mijlocul străzii. Ok, și ce se întâmplă până la urmă? Vine unul și intră în ei sau ce, că nu înțeleg. Vine asta cu BMW-ul, frumos. S-a oprit la semafor. Se vede că e semaforul roșu, le-a dat roșu la ea. Acum le-a dat roșu la ea, de fapt. Și a dat ăsta cu BMW-ul verde. Și s-a dus. Așa. Toate bune, frumoase până acum. Să vedem. A, este asta cu audio, ia. Nu se asigură și... Da, ma. Astea sunt super nașpa. Ești ca prost de parcare fără să te asiguri. Tot ăsta cu audio e vinovat. Pentru că ați văzut cum a ieșit în parcare. Probabil stea cu ochii în telefon. Dar uite că și-a făcut mașina praf. Bara de pe spate a rămas acolo. Și era cu BMW unde a intrat. Sau nu ești unde s-a dus. Nu știu, nu mai arată. Dar hai să vedem și accidentul acesta. Ia. Vine asta cu nu știu ce mașină asta. Da, și mă scuzați. Îndepășește ăla și i-a dat una. I-a dat una. Și mai bine a stat în spate, uite-l. Buf. Buf. Super nasoare astea. În spate când bagă unul una și te smucește așa brusc. Super nașpa senzația. Asta a fost cât de cât de vină, pentru că n-a respectat aia distanța de depășire și a tras prea brusc dreapta de volan. Ne-au trecut și pe ăsta BMW-ul, decapotabil sau ce mașină o fi asta, frumos. Merge, merge. Ăla din spate așa merge el frumos. Și ce s-ar putea întâmpla? Oare toca în aia cu audio sau vine unul în față și dă unul ăla? Nu, cred că e ca la Audi sau ca la aia pe autostrada de mai devreme. Au, aole, mă, la asta chiar nu mă așteptam. Ma. Cum să vii, bă, cu viteza aia, bă, pe contrasens, bă, avea 200, cred. S-a făcut praf. Motorul papa, ăsta a căzut jos lângă lac. Spatele papa. Mamă, cum a venit nebunul ăla, mamă! Asta a fost urât rău.
Asta mai era și curier. Și cred că asta e ultima fază, sau mai e una. Cred că mai e o fază, da. Uleu, mamă cum mi-a intrat, mamă cum mi-a intrat în ăsta, ma. Sau, asta e ultima fază, mă? Da, asta e ultima fază. Ok, cam atât cu acest episod, cu aici a fost Gușoarex. Voi nu uitați să dați un mare pumn pe buton de like, să vă abonați canalului și să dați și share, să facem familia cât mai mare și să se aboneze cât mai mulți prieteni de-ai voștri și să nu conduceți ca oamenii aceștia din acest joc, pentru că vă puneți viața foarte mult în pericol. Cu aici a fost Gușoarex și noi ne vedem mai pe seară, pa, pa!